Bună dimineața, trupă! Astăzi este ziua liberă în calendarul de Radaui, dar am zis că dimineața, ca să vă simțiți cu toată, vă treziți, poate umflați, vă treziți așa, parcă nu știu. Hai să intrăm un pic așa, să începem o zi liberă din calendarul de Radaui altfel. Am rățuștele, dragilor. Aprilie, dragilor, 2023. Tot așteptăm să vină primăvara. Însă, greu. Ninge, lapoviță. Apropo, astăzi ne vedem la ora 12 la târgul Gaudeamus, la standul Pilot Books, să descoperiți cartea. Pregătiți-vă sesiunea de întrebări. Și bineînțeles, să vorbim și despre cum să îmbunătățim stilul de viață, pentru că, până la urmă, despre asta vorbim, nu? Despre stilul de viață, cum ajutăm corpul nostru să se recupereze. Încă o dată vă recomand de fiecare dată și aceste băi în apă rece, faceți-le după ce începeți treptat, respirații, documentați-vă, pentru copii nu este recomandat, rățuștele le am cu mine, dar... Să știți că șocul, încă o dată, repet de fiecare dată, șocul nu este la atât de mare așa cum vă imaginați. Un minut jumate, mai avem. Ne pregătim de flori, ne pregătim de Paște. Sperăm să fie o vreme mai frumoasă. Eu încerc și să vorbesc cu voi ca să treacă timpul mai repede. Însă e o senzație interesantă pe care o simt. Nu e desperiat, dragilor. Asta vreau să vă încurajez, că nu este desperiat și, așa cum am spus, beneficiile sunt foarte multe. Important este să începeți poate un minut, poate cu dușuri mai reci. Creștem imunitatea creștem rezistența la frig, scădem inflamația. Atunci când poate avem o perioadă în care, nu știu, suferim de anxietate, stresul ridicat, sunt sigur că aceste băi contribuie, pe lângă partea fizică, pe lângă activitatea sportivă, pe lângă alimentație, pe lângă somn, pe lângă hidratare, pe lângă citit, pe lângă ascultat muzică, aceste băi în apă rece contribuie. Deci fiecare, nu că doar baia rece sau doar sportul, nu. Fiecare din aceste acțiuni vă pot ajuta, dragilor. Asta este ideea, asta este ceea ce vă recomand. Am ajuns la 3 minute, puls 66-67, nu este un puls foarte mare, văd că rămâne acolo. 3 minute și 20, dragilor, ne ridicăm să nu cadă. Da, rățuștele. Bună dimineața, da, sau așa cum mergeți voi la cafea. Rămâneți activi, ne vedem la ora 12, dragilor, în Piața Unirii. Pregătiți de întrebări. Rămâneți activi, zâmbiți și uitați tot timpul de Radaui. Ciao!